la Cernăuți a fost celebrată Ziua Cooperării Europene cu acest prilej. În inima Bucovinei istorice a avut loc o conferință de presă, unde au fost prezentate rezultatele proiectelor realizate în regiune în cadrul programului operațional comun România-Ucraina, finanțat de Uniunea Europeană. În anul curent, Ziua Cooperării Europene este celebrată în cadrul a 9 evenimente diferite desfășurate în România, Suceava, Botoșani, Tulcea, Baia Mare și Satu Mare și Ucraina, Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Ușgorod și Ismail. Cernăuțenii au aflat în cadrul acestui eveniment că bugetul programului România-Ucraina este de 60 milioane euro, fiind implicate 86 de organizații și instituții de stat din Ucraina, 95 de organizații și instituții de stat din România în cadrul a 62 de proiecte implementate pentru 8 milioane de locuitori din spațiul transfrontalier. Mă bucur mult să revin la Cernăuți, de fiecare dată revin cu o reală plăcere. Astăzi sărbătorim Ziua Cooperării Europene, un eveniment anual care celebrează cooperarea la nivel de țări și regiuni la nivel european, România și Ucraina fiind două state implicate în acest proiect de construcție europeană. Se organizează o serie de evenimente la nivelul orașelor reședințe de județ din România, și aici mă refer la Tulcea, Suceava, Baia Mare, Satu Mare, Botoșani, respectiv în Ucraina, la Ismail, Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Ușgorod. Totodată, cu acest prilej se sărbătoresc cei 10 ani de cooperare la nivelul statelor membre în rețeaua Interreg. Cum apreciați proiectele care se desfășoară? Au fost prezentate și sunt prezentate peste tot unde ați fost unele rezultate. Cum se implementează? Ce așteptări avem? Avem, după cum știți, apelul de proiecte lansat și proiectele sunt în plină desfășurare, în ciuda dificultăților înregistrate, generate de problemele de COVID, de mobilitate peste graniță. Beneficiarii noștri reușesc să le să facă față provocărilor și să le realizeze, astfel încât în cadrul acestor caravane au ocazia să prezinte rezultatele atinse în cadrul multor proiecte din diferite domenii prioritate, cum ar fi sănătate, educație, infrastructură, siguranță. Ce așteptări avem în legătură cu programul bugetar viitor? Care vor fi viitoarele proiecte sau priorități ale Uniunii Europene pe această zonă? Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, și programul nostru este în plină desfășurare. Este constituit un grup de lucru româno-ucrainean care, cu sprijinul Comisiei și a grupului de experți TESIM, stabilesc prioritățile. Se știe că vor fi bani alocați pentru priorități legate de mediul înconjurător, o Europa mai verde, pentru incluziune socială și pentru siguranță și securitate la granițe, în ceea ce privește măsurile de răspuns, pentru că, bine știm, aici este granița deocamdată a Uniunii Europene. Programul România-Ucraina are ca scop să creeze parteneriate între asociații și instituții din ambele state pentru a aduce beneficii locuitorilor din zona transfrontalieră. Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020 este un program foarte important, mai ales pentru Ucraina. Proiectele transfrontaliere nu fac altceva decât să dezvolte o integrare europeană, iar această regiune și nu numai regiunea Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Lvov, toate regiunile de frontieră dezvoltă proiecte transfrontaliere. Proiectele transfrontaliere nu fac altceva decât să încununeze realizările pe care dorim să le avem în pașii europeni cu Ucraina. Eu văd foarte utile aceste proiecte. Doresc ca și în continuare să aibă cel puțin la fel de mult succes cum au avut până acum, pentru că, într-adevăr, atragerea fondurilor europene nu fac altceva decât să dezvolte această regiune și să putem să avem un trai mai bun și condiții europene. Printre numeroasele proiecte realizate în regiunea Cernăuți și județul Suceava se numără și proiectul Cooperarea Transfrontalieră a Serviciilor de Pompieri și Salvare, prezentat în cadrul conferinței de către Maria Nicorici, primarul comunei Noua Sulița.
Proiectul pe care l-am realizat și care a fost finisat în ianuarie 2021 prevedea o serie de lucrări împreună cu Comuna Vlădeni din județul Botoșani, care corespundeau creării unor noi condiții de apărare civilă. A fost un proiect de o sumă de 300, pentru ambii parteneri de o sumă de 331.000 de euro, dintre care 291 au fost fonduri europene, restul au fost finanțate de partenerii care au fost acești doi în proiect. Am realizat lucruri bune, cred că, împreună cu partenerii noștri a fost cumpărat un automobil special pentru unitățile noastre de apărare civilă, au fost cumpărat inventar foarte important pentru aceste unități, pentru că inventar contemporan care le-a permis să fie folosit nu numai în, de exemplu, la incendii, dar chiar și în alte diferite momente de care au fost catastrofe care au fost intervenite. Am realizat un detașament sau o echipă de 15 voluntari la noi în comunitate. Am realizat proiectul în perioada foarte grea a COVID-ului, care au fost carantini și mai multe adunările noastre au fost petrecute online. Dar am avut posibilitate în perioada când a fost mai puțin grav situația și am avut și niște instrucțiuni comune, cât în Vlădeni, atât și în Nouă Suliță. Credem că aceste momente ne-au dat posibilitatea să vedem care avem probleme comune, să le facem o strategie acțiunilor noastre mai în continuare și să facem un plan de activitate pe următorii 10 ani, care ne-ar permite să mai avem unele proiecte, nu numai în acest domeniu. Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România și Ucraina și va contribui la atingerea obiectivului general al instrumentului european de vecinătate. Evoluția către o regiune de prosperitate și bună vecinătate realizată prin acțiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre și nemembre ale Uniunii Europene. Dacă acum 3-4 ani în regiunea Cernăuți apăreau săptămânal 7 ziare în limba română, astăzi se mai editează doar 2. Este vorba de Monitorul Bucovinean și Gazeta de Herța. Dispariția treptată a celor 5 publicații românești a avut loc din cauza problemelor financiare și renunțării statului ucrainean de a mai sprijini presa locală și cea națională. Care este situația reală a presei scrise de limba română din regiunea Cernăuți? Reporterii Book Press TV au vizitat săptămâna aceasta redacția ziarului Monitorul Bucovinean, publicație care de 64 de ani este prezentă în casele românilor din nordul Bucovinei. Acest ziar apare în limba română de la data de 2 iunie 1957, astfel în vara acestui an va împlini 64 de ani. Ziarul a apărut ca ediție în limba română sau dublaj, cum îi spuneam noi pe timpul Uniunii Sovietice, la ziarul ucrainean Budivnik Comunismul și prima lui denumire a fost în limba română Constructorul Comunismului. Cu această denumire, oficiosul raionului Hliboca, să zic așa, a apărut până în anul 1991. Odată cu decăderea Imperiului Sovietic, ziarul și-a schimbat denumirea, în limba ucraineană fiind Novii Deni, iar autoritățile de atunci au decis ca acest Novii Deni să fie tradus în limba română Timp Nou, care era o versiune pe cât se putea de apropiată de original, însă nu motamo.
Să vă spun sincer, nici nu mi-a plăcut acest timp nou și am spus că dacă odată și odată voi avea posibilitate și voi putea influența aceste lucruri, îi voi schimba denumirea. Astfel, în 1998, când am fost numit redactor șef al acestei publicații, în scurt timp, de la data de 1 ianuarie anul 2000 deja, ziarul apare cu noua sa denumire, Monitorul de Hliboca. De ce Monitorul de Hliboca? Am considerat că această denumire este mult mai apropiată de tradiția ziaristicii românești. Aveam la Cernăuți, atunci în regiunea Cernăuți, mai bine zis, ziarul Gazeta de Herța. Încă știm că în Moldova și nu numai în Moldova, în secolul trecut, în secolul XIX, apăreau o serie de ziare cu asemenea denumiri. Foaia de Curierul, de Monitorul, de Mesagerul, de... De atâta am decis ca la Hliboca să apară și Monitorul de Hliboca. Însă timpul își face schimbările și corectările sale. Mă numesc Gheorghe Semeniuc, sunt originar din satul Suceveni, la ziarul Monitorul Bucovinean și mai înainte Monitorul de Hliboca, lucrez de 8 ani și ceva. Am terminat facultatea de litere, specialitatea jurnalistică la Cernăuți. Am făcut perioada de practică la acest ziar, după care și mie mi-a plăcut și am și primit propunere din partea conducerii ziarului ca să vin și să lucrez aici. Ca atare nu sunt dezamăgit, aș fi făcut aceeași alegere și acum. Vreau să spun că îmi place foarte mult să lucrez la ziarele locale, la jurnalistica locală. Mie mi se pare că ea este cel mai aproape de omul simplu, de sătenii noștri. Practic de aici noi putem primi sursa de informații chiar de la cititori. Deci cred că ziarul de la Kiev nu prea îl interesează chiar ce face Badea Vasile în Suceveni, de exemplu. Și de aceea, ca atare, cu această primimă și mă atrage jurnalistica, pentru a comunica cu oamenii, pentru a... Dacă ar fi să spun de ce am ales jurnalistica, țin minte că deja prin clasa 7, 8, deja mă gândeam la jurnalistică. Mie, de exemplu, mi-a plăcut în școală foarte mult orele de geografie. Și plăcându-mi geografia, foarte mult învățam geografie uitându-mă la sport. Și uitându-mă la sport am vrut să devin jurnalist sportiv cumva. Și de la jurnalistica sportivă s-a pornit spre jurnalistica locală și deci de acolo practic am ajuns să lucrez la acest ziar. Cum este întâmpinat un ziarist de aici, din Hliboca, în satele românești de pe Valea Seretului? Eu cred că totuși există un anumit respect pentru această profesie și mai există oameni care totuși le place să țină ziarul în mână, să citească, să... Da, există internetul, fără niciun dubiu, dar există și oameni care citesc ziare și deci pe oamenii care lucrează la aceste ziare îi stimează. Care sunt temele cele mai interesate pe care dorești să le abordezi în pagini de ziar în afară de cele sportive? Deci da, bine că ați precizat în afară de cele sportive, cu siguranță că îmi place sportul și de aceea temele sportive. Îmi place agricultura, îmi place sfera socială, îmi place învățământul, îmi place să scriu despre tradițiile noastre strămoșești care se păstrează, pentru că este ceva ce este ieșit din comun, nu este ceva... În cariera ta de ziaristic, în cei 8 ani pe care i-ai desfășurat aici la ziarul Monitorul Bucovinean, ți-a rămas în memorie vreun moment așa care te-a impresionat cel mai mult, realizând un material, deplasându-te într-o localitate, având o întâlnire cu un interlocutor?
Deci probabil că asemenea momente au fost multe, ar trebui să-mi pun mintea în mișcare și să-mi amintesc. De exemplu, din sport mi-aduc aminte când am scris despre tot un român de-a nostru, originar din satul Carapciu, Marius Baica, care este practic printre cei mai buni sportivi în domeniul său de arm wrestling, de exemplu. Pe tema politicii, de exemplu, mi-amintesc cum la Hliboc a fost Mihail Saakashvili, fostul președinte al Gruziei, care tot este un moment care nu-l vezi în toată ziua. Nu știu. Probabil că sunt mai multe, dar trebuie amintite. În școală am studiat toate materiile în limba română. La universitate am studiat toate materiile deja, cu siguranță, în limba ucraineană. Ca jurnalist îmi desfășor activitatea atât ca jurnalist de limbă ucraineană, scriind materiale în limba ucraineană, cât și ca jurnalist de limbă română, scriind materiale în limba română. Slavă Domnului că aici la Hliboca mi se permite să fac acest lucru, știind și limba ucraineană și limba română, pot scrie atât pentru Novi Deni, cât și pentru Monitorul Bucovinean. În care limbă ți este mai ușor să te exprimi? Păi, limba maternă este limba mamei, este limba română, deci cu toate că și limba de stat trebuie știută și îmi place să scriu și în limba de stat, nu e o problemă. Sunt responsabil de paginarea acestui ziar, lucrez cu plăcere știind că ziarul Monitorul Bucovinean ajunge în casele românilor noștri dragi din regiunea Cernăuți. De câți ani lucrezi aici la Monitorul Bucovinean? De 11 ani. Am venit la data de 17 august 2009. Mai întâi am lucrat în secția de publicitate, apoi 2 ani de zile am tradus articolele din limba ucraineană în limba română și 5 ani de zile sunt paginator al acestui ziar. Redactorul șef Nicolae Șapcă susține că nu te poți îmbogăți editând un ziar local. În schimb, poți deveni cu mult mai bogat din punct de vedere spiritual. Ori presa românească din Ucraina, pe lângă faptul că oferă informații cititorului, păstrează și dezvoltă identitatea națională. Odată cu dietetizarea presei în Ucraina, foarte multe ziare au dispărut, inclusiv și cele de limbă română. Cu părere de rău, din cele 10 ziare care apăreau în limba română în Ucraina, la ora actuală au rămas doar 2 periodice. Este vorba de Gazeta de Herța și actualul Monitorul Bucovinean, care este acel monitor de Hliboca ce a apărut până în data de 31 decembrie anul 2019. De la 1 ianuarie 2020, ziarul Monitorul de Hliboca a fost denumit în Monitorul Bucovinean pentru a ieși, să spunem așa, dintr-o zonă locală de la Hliboca, ci distribuim și acest ziar în prezent poate fi abonat în întreaga regiune Cernăuți, ca de altfel și Gazeta de Herța, trebuie să spunem așa cum este. Regretabil este faptul că au rămas doar aceste 2 ziare. Au dispărut asemenea ziare de limbă română foarte bune, cu priză bună la cititor, cum au fost Zorile Bucovinei, cum a fost Libertatea Cuvântului, ziarul panucrainean Concordia, au dispărut ziarele locale Meleag Natal de la Storojineț și Cuvântul Adevărului de la Noua Suliță. Este cam mult. Însă trebuie să recunoaștem încă un lucru. Toate aceste ziare au dispărut din cauza factorilor economici și nu a altora. Nu a venit nimeni la ziar, sunt convins de acest lucru,
să spună închideți ziarul sau să creeze cuiva asemenea condiții ca să nu și-l poată edita, să nu și-l poată tipări. Ziarele românești din Ucraina au numerit în aceleași condiții ca și ziarele de limbă ucraineană sau de limbă rusă din Ucraina, care știm noi că sunt încă și erau foarte multe. Dar au dispărut ziare naționale din cauza că nu au mai putut suporta economic. Bine, cineva poate să creadă sau cineva a crezut că un ziar trebuie să aducă venit întreprinderii. Este adevărat că toți ne dorim acest lucru, însă el este imposibil. Nu se poate ca un ziar, mai ales local, de limbă română de la noi, să aducă venit. Unicul venit pe care îl poate aduce un ziar astăzi, acesta este salariul ziariștilor, plus tiparul ziarului, plus celelalte cheltuieli, curent, imprimante, hârtie, etc., etc. Dacă cineva a crezut că se poate îmbogăți pe baza unui ziar, fie el de limbă română, ucraineană, engleză, rusă, nu are importanță, la nivel local aceasta nu este posibil. Noi astăzi, la ora actuală, avem trei surse de finanțare, trei surse de existență. Prima și cea mai importantă este realizarea ziarului, deci avem 3500 de abonamente pe care cititorul le întocmește la înainte de 1 ianuarie sau înainte de 1 iulie, când începe a doua jumătate a anului. A doua sursă de finanțare este mica publicitate și publicitatea din ziar. Și a treia sursă de finanțare a fost cândva bugetul local, însă s-a terminat în 2017, odată cu deetatizarea, iar în ultimii doi ani, în 2019 și 2020, am avut sprijin financiar de la Departamentul pentru Românii de Pretutindenea Guvernului României, fapt pentru care le suntem recunoscători, deoarece dacă nu am fi avut această finanțare, nu știu dacă existam sau dacă existam, eram la limita de a da faliment, hai să spunem, așa. Acest fapt, acest sprijin din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a făcut ca ziarul nou să reziste. Am depus proiect și anul acesta pentru anul 2021. Sperăm să nu fim scoși din lista ziarelor tipărite care se finanțează, cu atât mai mult că, din câte știu eu, în Ucraina nici nu mai există de acestea decât colegii de la Herța cu gazeta de Herța. Aș mai remarca faptul că o cauză a dispariției multor ziare este distribuirea lui, deci principalul distribuitor al presei în Ucraina este întreprinderea de stat Ucrpoșta. Odată cu închiderea oficiilor poștale în localitățile inclusiv românești, ziarul nu mai ajunge la cititor și cititorul în mod normal nu-l abonează. Reducerea tirajului, care tot ține de partea economică, ceea ce spuneam mai înainte, și această cauză a dus la închiderea multor ziare pe suport de hârtie, iar noi care am rezistat ne bucurăm că încă mai rezistăm, dar trebuie de înțeles că unicul venit pe care îl poate aduce un ziar românesc astăzi la noi în regiunea Cernăuță este un venit spiritual. Este un venit spiritual. Menținem limba prin intermediul ziarului, menținem cultura, menținem tradițiile, venim în casa cititorului român în limba sa maternă și consider că acesta este cel mai mare plus al presei la ora actuală. Deci cititorul nostru încă există, însă acesta este cititorul care așteaptă poștașa acasă să-i aducă ziarul, să-i întocmească abonamentul, să-i spună o vorbă bună, ceea ce cu părere de rău la ora actuală
vedem tot mai puțin și tot mai puțin. Dar pentru ca să înviorăm această situație, depinde în primul rând de consumatorul nostru, fie a ziarelor tipărite, fie a presei de pe internet. Toți trebuie să aibă acces la ea. Ca să ai acces la un ziar tipărit, trebuie un distribuitor bun, în cazul dat Ucrpoșta, monopolistul care nici altora nu le permite, dar nici ei nu aduc ziarul la cititor așa cum se cuvine, și va trebui să mai treacă câteva generații ca toți să aibă posibilitatea de a citi presa în format electronic. Părerea mea. Corovia este o frumoasă localitate din preajma orașului Cernăuți, dar și a legendarelor codri ai Cozminului. Pe vremuri aici era o școală cu predarea în limba română și copiii satului vorbeau liber și cu plăcere în limba străbunilor. Astăzi, de când locuitorii satului Corovia nu mai au școală cu predarea disciplinilor în limba maternă, nici pe ulițele de altă dată ale satului nu se mai aude vorbind românește. Doar la biserica din sat, rugăciunile către cel de sus răsună în dulcele grai eminescean. Părinte Ioan Florea, ne aflăm într-o localitate din preajma orașului Cernăuți, un sat în care pe vremuri se vorbea românește, astăzi cum de reușesc localnicii de aici să mai păstreze limba română, pentru că pe străzele satului Corovia mai rar întâlnim astăzi limba română. Cu părere de rău, este o luptă grea pentru păstrarea limbii române și această luptă o duce numai biserica. Fiindcă școala este desființată, chiar băștinașii români care au rădăcini române au trecut în vorbirea de acasă în limba ucraineană. Copiii care au rădăcini române nu mai cunosc limba sa natală și numai în biserică mai putem auzi astăzi limba română rostită. Sunt mai persoane, mai puține, care se stăruie, care sunt adevărați români și se stăruie să păstreze ceea ce au primit de la înaintașii săi, dar este într-adevăr o luptă grea. Ne stăruim și noi din partea noastră să săvârșim sfânta slujbă mai mult în limba română. O dublăm și în limba slavonă, fiindcă sunt și ucraineni în sat, ne stăruim să le împăcăm pe toții. Și până aceea, Bunul Dumnezeu ne ajută că este înțelegere între noi, nu avem probleme, nu avem conflicte cu nimeni, suntem toți într-un gând de a-L slăvi pe Dumnezeu, necătând la ceea în ce limbă vorbim. Știm una, că pentru Dumnezeu nu este nici iudeu, nici elin, nu este nici rob, nici liber, ci întru toate este numai Hristos. Dacă vom căuta din suflet să îl slujim pe Hristos, să îl slăvim prin viața noastră dreaptă și curată în fața lui Dumnezeu, atunci ne vom împăca în orice limbă vom vorbi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu! În ce se explică faptul că în această localitate atât de mare, atât de frumoasă, oamenii uită să mai vorbească în limba lor? Să fie oare o influență, o așezare pe aceste locuri a cernăuțenilor care nu vorbesc, nu cunosc limba română, că nu au de unii să o cunoască? Într-adevăr, sunt mulți oameni veniți în sat, care nu numai din oraș, dar vin și din alte regiuni ucrainene și, cu părere de rău, nu doresc ei să învețe limba a localității acesteia, dar vreau să ne învețe pe noi să vorbim noi limba ucraineană. Și mulți sunt de acord cu acest fapt, fiindcă școala e ucrainizată, copiii vorbesc între dânșii în limba ucraineană, părinții, măcar că cunosc limba română, tot se stăruie ca să intre în voie copiilor și se primește că ucrainizarea merge.